O parte dintre concurenții au încercat să petreacă timpul altfel, și anume jucându-se. Erau în curtea fetelor și au jucat un joc, nu știu exact cum se numește, îl jucam și noi când eram copii. O, o persoană stătea în față, de fapt cu spatele, și le spunea celorlalți câți pași să facă: pași de furnică, pași de uriaș. Pași de broască, și așa mai departe. Iar persoana care ajungea până la rege, la cel care dădea comenzile, trebuia să îi ia locul. S-au distrat concurenții, s-au jucat și apoi au fost chemați la masă, exact ca niște copii, ce se jucau pe afară și a strigat, cred că doamna Mariana și a zis să haideți la pizza, haideți să mâncați și atunci s-a terminat și cu jocul, iar concurenții au intrat în casă pentru a lua cina.